Actorul Dorel Vișan s-a reîntors după 50 de ani în localitatea Surduc, unde 3 ani a fost profesor de sport. Întâlnirea cu foști colegi și elevi a fost una emoționantă. Senatorul Melcilor a vizitat localitatea Surduc, unde în tinerețe a predat la școală educație fizică și sport aproximativ 3 ani. În cadrul acțiunii Caravana Culturii Sălăjene, un eveniment organizat de Asociația Culturală Jad, Centrul de Cultură și Artă Sălaj, în parteneriat cu Primăria Comunei Surduc. Evenimentul s-a desfășurat duminică în prezența unor personalități marcante ale județului Sălaj, invitat special fiind actorul Dorel Vișan, dar și fostul ministru al Integrării Europene, Vasile Pușcaș, născut în comuna sălăjană. Mă știi că este o vorbă că criminalul se întoarce la locul crimei. Probabil că în interiorul omului există un lucru veșnic ascuns care îi și dă, de fapt, îi și dă personalitatea. Ori de criminal, ori de savant. Ei, și lucrul acela îl îndeamnă uneori să revadă locurile pe unde a trecut sau locurile unde și-a lăsat o scamă, cum zicea Lucian Blaga, din personalitatea lui, din sufletul lui. Eu am lucrat aici 3 ani, ca profesor de educație fizică la școală. Chiar am trecut pe acolo să o văd de ruină. Acum cine trece pe acolo nu mai știe că acolo a fost școală, acolo s-au consumat niște, cum să spun, niște idealuri, niște speranțe. Și a fost o perioadă, eram și tânăr, foarte tânăr, și a fost o perioadă minunată, o perioadă de întâlnire cu oameni extraordinari care acum sunt aici. Unii care mi-au fost elevi, alții care au fost profesori, sunt aici și asta este o dovadă că a fost o perioadă productivă, o perioadă ziditoare, o perioadă în care s-au creat niște rădăcini. Și rădăcinile astea te fac să vii înapoi cu fructul, ca să zic așa. Deci asta este, asta mă leagă, de asta am venit. Încă domnul profesor Petran, care mai este aici încă, suntem în relații foarte bune, băiatul lui este directorul Teatrului de Copii din Cluj. Într-un fel am ajutat și eu ca artist așa când s-a format, dar nu numai pentru asta, pentru mă leagă așa niște lucruri ca și în zona de unde m-am născut, cu alte nuanțe, cu alte trimiteri. Aici am cunoscut niște mineri extraordinari pe vremea aceea cu care eram prieteni. Și mulți care nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească, dar care m-au marcat și pe mine și m-am format într-un anumit fel. Deci asta este întoarcerea. Sper că va fi o întâlnire cu oameni aici în care vom mai povesti niște lucruri. Autoritățile locale și cele județene consideră că o astfel de acțiune cu caracter cultural nu face decât să promoveze valorile satului sălăjan. M-am uitat bine în jur și m-am întrebat ce caut eu aici. Când, de fapt, poate locul meu ar fi în sală, atunci când particip la evenimente de felul ăsta, poți fi în două ipostaze. Să uimești sau să fii uimit. Eu am venit aici pentru a doua dintre ipostaze. Fiecare comunitate trăiește prin valorile pe care le creează și cred că din când în când e bine ca cei care au reușit, care s-au ridicat de aici, să vină să se mai întâlnească cu cei care au rămas aici și să vă mai vedeți. Surducu a fost și este o comunitate care a dat multe valori. Și uitându-mă pe prezentarea pe care cred că o aveți cu toții, am văzut că a fost o instituție importantă prin care cu siguranță au trecut toți, chiar și cei care au trecut episodic, ca maestrul Dorel Vișan, școală. Raia Tresi spunea că atunci când îți propui să urci pe o scară, e foarte bine
să te uiți pe ce clădire o sprijini. Și școala de aici face parte din clădirile care v-au dat celor care ați reușit cunoștințele ca să vă valorizați ca oameni importanți ai acestei țări. Stimați invitați și dragi locuitori ai comunei Surduc, avem privilegiul să ne bucurăm de prezența domnului ministru Vasile Pușcaș, a domnului ministru Alexandru Fărcaș, a președintelui Consiliului Județean Sălaști, Tiberiu Marc, actorului și doctorului în dramaturgie Dorel Vișan, directorului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălași, Daniel Săuca, reprezentantul Asociației Culturale Jad, Emanuel Petran. Le urăm bun venit! Mă simt onorată ca primar al acestei comune să fiu gazda evenimentului de astăzi, Caravana Culturii Sălăjene, personalități ale Comunei Surduc, organizat sub egida Consiliului Județean Sălaș, Centrului de Cultură și Arte al Județului Sălaș, Asociației Culturale Jad, Primăriei Comunei Surduc și Liceului Tehnologic numărul 1 Surduc. O comunitate se identifică prin istoria sa și prin oamenii care au creat-o, iar pentru a putea merge mai departe și a ne scrie în continuare istoria, avem obligația de a ne cunoaște pe noi, în primul rând, cine suntem, unde ne situăm și cine sunt oamenii care prin strădania lor au făcut ca locul din care au plecat să fie un reper în dezvoltarea unor personalități de renume pe plan zonal, regional sau național. Prin înscrierea ca Comunei Surduc în itinerarul proiectului Caravana Culturii Sălăjene, consider că vom putea să ne punem în valoare ca și comunitate care trăiește pe aceste meleaguri de 460 de ani și vom putea să oferim respectul cuvenit celor care s-au format aici și au devenit personalități despre care cu mândrie putem spune că sunt ale noastre. Vasile Pușcaș, ministru profesor universitar doctor. Nicolae Bot, profesor universitar doctor. Viorel Mureșan, poet și profesor. Laura Bacali, profesor universitar doctor. La eveniment a participat și fostul negociator șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș. Evenimentul s-a încheiat cu acordarea unor diplome de excelență, dar și promisiunea promovării valorilor culturale sălăjene.